Un fiu și-a invitat tatăl bătrân la un restaurant pentru a servi cina împreună. Tatăl fiind foarte neputincios și slab, în timp ce mânca, scăpa mâncare pe haine, chiar și pe jos. Celelalte persoane care serveau cina în restaurant l-au privit cu dezgust, în timp ce fiul său era foarte calm. După ce au terminat de mâncat, fiul, care nu era deloc jenat sau stânjenit, în liniște l-a dus pe tatăl său la baie. I-a scuturat firimiturile de pe haine, i-a îndepărtat petele, i-a pieptănat părul și i-a potrivit mai bine ochelarii pe ochi. Când s-au întors la locurile lor, toți oamenii din restaurant se uitau la ei într-o tăcere de mormânt, nefiind capabili să priceapă cum se poate ca cineva să se facă de rușine în public în halul acesta. Fiul a chitat nota de plată și a sprijinit tatăl să se ridice de pe scaun și împreună s-au îndreptat către ieșire. În acel moment, un bărbat mai în vârstă, care lua și el cina în acel restaurant, cu voce tare, astfel încât să audă toți oamenii din restaurant, l-a strigat pe fiul bătrânului, întrebându-l: Nu crezi că ai lăsat ceva în urmă? Nu, domnule, nu am lăsat, a răspuns fiul. Ba da, ai lăsat, a replicat bărbatul în vârstă. Ai lăsat o lecție pentru fiecare fiu și o speranță pentru fiecare tată. În acel moment, toți prezenți și-au aplecat capetele de rușine. Părinții, indiferent cât sunt de bolnavi fizic sau mental, trebuie iubiți și respectați pentru ceea ce au fost în trecut. În trecutul când ei ne-au ajutat să mâncăm fără să le fie rușine cu noi în public, când ne-au învățat cum să ne comportăm fiind mândri de noi la tot pasul, indiferent de greșelile pe care le-am făcut, când ne-au învățat tot ce au știut ei mai bine, pentru a deveni ceea ce noi azi suntem. Respectați-vă, părinții, să simtă că nu sunt o povară, să simtă că încă nu-i totul pierdut pentru ei. Și cel mai important, iubiți-vă, părinții, până încă îi mai aveți în viață.